Capitalei, mergem în capitala modei, Parisul fierbe, pentru că e prezentarea colecțiilor săptămâna asta. Toate marile case de modă și-au prezentat colecțiile. Cătălin Botezatu este acolo, e în direct cu noi, sper că mai e în direct cu noi, practic de la kilometru zero al Parisului, hotelul Ritz. Bună seara, Cătălin, și mulți ani fain pentru exclusivitatea asta. Salut, salut. Nu știu dacă mă vezi. Nu știu, ai cade netul foarte, foarte repede. Eu te văd foarte des, mai des decât crezi tu. Dar ești foarte rău în ultima vreme. Nu știu ce ai cu... Nu, niciodată cu tine nu sunt rău, ești prieten. Nu cu mine, cu fetele alea săracele, dar mi-e o milă de ele. Lasă-le, că aici le e bine rău de tot. Așa cum spuneai și tu, Parisul fierbe în perioada asta. Noi ne aflăm, noi românii ne aflăm la celebrul hotel Ritz din Paris. Atâta s-a putut. Unde efectiv cei mai importanti designeri din lume și bineînțeles și din România expun. După ce am avut prezentare la Palatul Behar și iar am avut un succes cu toții nemaipomenit, acum ne aflăm la beautiful showroom din Ritz, unde alături de Elizabeth Sanchez, alături de mari creatori din toată lumea, o să intrăm. Mă, nu știu dacă mai avem încă imagine. Intrăm în showroom efectiv, pentru că ce se întâmplă aici este extraordinar. Sute și mii de rochi din toate țările venite, și spun de țările pentru că avem colegi din Liban, din Australia, din Statele Unite, din Indonezia, din Elveția. Efectiv, moda este la ea acasă. Și bineînțeles, alături de ei sunt colegii mei, românii fără de care noi nu plecăm nicăieri. Federația întotdeauna este alături de creatorii români și cu toții ne punem o amprentă, spun eu, destul de importantă în ceea ce înseamnă fashion internațional. Aici, în acest salon, în aceste saloane, pentru că peste 350 de metri pătrați găzduiesc colecțiile noastre. Vedeți acolo pe bună mea prietenă Clara, care trebuiește de dimineață. Clara Rotescu. Ea a venit aici, a venit de dimineață și stăm până seara, până la ora asta, în fiecare zi, timp de o săptămână. Dar asta este viața noastră. Spor la treabă, pentru că tot timpul sunt buyeri din toată lumea, din Middle East, mai ales la Clara, ea e cu Middle East rău de tot. Deci, practic, spațiul ăsta pe care voi îl folosiți în fiecare an, spațiul ăsta de la Ritz, e locul în care vin magazine... cumpărători din toată lumea și cumpără colecțiile. Vă cumpără colecțiile. Da, deci după prezentarea pe care noi avem, ne întâlnim cu toții aici și aici vin toți buyerii din toată lumea, din absolut toată lumea. Avem, așa cum spuneam, Clara Rotescu, Cătălin Botezatu, Ambra Design, creator din Liban, din Indonezia, Ana Maria Corna, Alessandru Raicu, Carmen Hormerișan, Flor de Ie, și mult, mult, mult alții, nu știu dacă i-am spus pe toți. Adică mie mi se pare foarte mișto că Ritz-ul e un simbol al Parisului și mi se pare mișto că e al nu știu câte ani în care voi sunteți acolo cu colecțiile făcute de români. Repet, nimeni nu are șansa asta să vină aici și să aibă un astfel de salon, pentru că este practic cel mai luxos salon în care se poate face o expoziție, a spune, din Franța și nu numai, pentru că acolo doamne pe expoziție și afară și ăsta este cu adevărat extrem, extrem de luxos. Numai dacă privești candelabrele, toată nebunia asta de aici, totul este în aur. Dar vrei să arăți cumva terasa? Vrei să vezi terasa de peste 800 de metri a Ritz-ului, unde noi da, ne hai să vedem terasa, uite, cât ne mai aducem aminte, nu știu... Dacă e prima oară când auziți numele ăsta, ăsta e hotelul aici, de unde a plecat Lady Di înainte de accident. Și să nu uităm că aici este apartamentul lui Coco Chanel. Poate avem șansa să vă facem și de acolo un live din apartamentul lui Coco Chanel. Uite, asta este terasa. Aici este un foișor în care noi ne bem cafeluțele, stăm de vorbă cu buyerii, cu clienții noștri. Iar asta este terasa. Nu știu acum dacă se mai vede foarte bine. Se vede bine, credem.
cam așa arată noaptea terasa hotelului Ritz. Cât mai e un apartament la Ritz? O cameră la Ritz, ce apartament? Pornește de la 7-8 mii de o cameră modestă, meschină. De la 7-8 mii de euro în sus, ajunge până la 100 de mii de euro. Acum, zilele astea în hotel, stă cu noi, chiar am dat nas în nas cu ea astăzi la recepție. Cine stă? Anvintur. După care s-a făcut Diavolul se îmbracă la Prada, fosta redactor. Diavolul se îmbracă de la Prada, da? Deci Anvintur, Naomi Campbell, sunt o groază de personalități care au venit la săptămâna modei. Mie mi se pare că tu ești masculinul de la Naomi Campbell, pentru că am văzut un interviu cu ea zilele trecute. Peste voi nu trece vremea, adică sunteți la fel de fresh. Eu încerc să mă mențin și asta din respect pentru voi, din respect pentru publicul meu, pentru consumatorii de modă Cătălin Botezat. E firesc să faci asta. Naomi încă mai defilează, ai văzut ca o panteră. Eu încă timp de adus. Dar pe cine ai văzut zilele astea la Paris? Că e toată, nu știu, industria muzicală acolo, industria de fashion. Sunt foarte mulți. În hotel știu, pentru că astăzi am stat la recepție pur și simplu față în față cu Anvintur. Anvintur și cu Naomi. Restul, nu știu, vom vedea. Vom face poze și le veți găsi pe Instagramul sau pe toate rețelele noastre de socializare. Ne întoarcem la noi în salon, unde acum este... E pe terminată, la, pentru că suntem de dimineață și toată lumea încearcă să strângă. A fost o zi extrem de bună pentru noi toți, atât pentru români, cât și pentru străini. Acest salon devine din ce în ce mai exclusivist. De la an la an, dorința străinilor, nu numai a românilor, de a participa la acest, în cadrul acestui salon este extraordinar și ne bucurăm că noi românii suntem și federația este cea care inițiază astfel de lucruri și care, eu știu, la care aderă atâtea designeri și creatori din toată lumea. Cătăline, mă bucur că, da. Vreau să te întreb sincer, pentru că multă lume zice, hai mă, lasă-mă cu creatorii români care se duc acolo la Paris, fac și ei niște colecții să zică că le-au prezentat la Paris Fashion Week. Zi-mi, te rog frumos, din punct de vedere al business-ului, păi, uite, când prezinți o colecție, în cât timp o vin? Sau ce contracte obții? Că până la urmă... Uite, ca să nu mai vorbească lumea prostii, nu mai vorbească lumea prostii, n-am să mă laud pe bune în altcineva, n-am să vorbesc de nimeni altcineva. Uite să vedeți unde e Clara. Te rog frumos. Noi nu venim aici doar să ne prezentăm colecțiile. Într-adevăr, este și o laudă, este o recunoaștere a muncii noastre. Dar o să vedeți de ce venim aici. Pentru că oameni, ca și Clara, ca și alții, Flor de Ie, Canon Ormenișan, Raic, așa mai departe, se vând în toată lumea. Și vreau să vă arăt ce înseamnă comenzi. Acestea sunt comenzile pe ziua de astăzi. Da? Astea sunt comenzile ferme. Comenzile ferme. Adică hainele pe care trebuie să le faceți când ajungeți în țară și să le trimiteți. Asta este unul. Doar către un magazin din Shanghai. By the way, tot la Shanghai am vândut și astăzi, nu ceva, da, niște bluze. Asta este către un alt magazin, alt caiet, alt magazin, alt... Grecia. Nu, dar vreau ca să demonstrăm că asta se vinde. Uitați-vă, deci este un grup din Grecia, apoi avem iară Iordania, m-am spus că... Deci, și eu am vândut pe Iordania, clar e specialistă, m-am spus unii de lesă rău de tot. Deci e treabă multă aici, cu alte cuvinte. Aici și aici sunt caiete pline care doar în prima zi sunt comenzi de mii și mii de euro. Bine, la care se muncește foarte mult. Normal. La care să nu credeți că e foarte ușor să faci asta, pentru că clienții sunt destul de sofisticați. Vor tot felul de măsuri, vor tot felul de chestii, anumite de multe ori se întorc, iar ne mai certam cu ei, dar până la urmă, cel mai important este că, eu știu, un creator ca mine, ca și Clara sau ca și altul, a reușit afară. Și oamenii spun, mă îmbrac de la un designer român, nu contează numele acelui designer. Cu mândrie și respect, mulțumesc mult de tot, salutai! Cel mai mult este faptul că suntem mândri că suntem români și asta mulțumim zic. Pentru când în seara asta ne-ai ferit șansa. Și în seara asta am văzut pentru prima oară dovada că oamenii nu merg chiar doar de fiță exact. Acolo să cheltuiască exact. Bani. Ci moda românească a devenit un business. Cătălin, te îmbrățișez, îți mulțumesc tare mult. Și vă pup pe toate.
Ai grijă de tine și de trupul tău atletic. Te întoarcem după pauză la